ușor să lucrezi pe ambulanță, mai ales fără echipament performant, fără mașini bune. În fiecare zi de când am primit noile ambulanțe, am mai multă încredere. Tot o să fie bine? Nu mai fac griji dacă mașina va ajunge acolo unde e nevoie de noi. Eu cred în fapte, nu în vorbe, și sunt pentru Moldova. Pentru prima dată în Moldova, un partid ajută cu adevărat medicina de urgență. Am adus peste 100 de ambulanțe noi, iar altele 170 vor veni în 2019. Continuăm investițiile în sănătate, dar reformăm și politica. Hai la referendum pe 24 februarie pentru reducerea numărului de deputați și pentru retragerea mandatelor deputaților care nu-și fac datoria. Pe 24 februarie susține reforma Parlamentului la referendum. PDM pentru Moldova.